Dacă... Burleanu trebuie să înțeleagă două lucruri. Unu, înclădirea în care stă acum și pe scaunul pe care stă acum este făcut de generația noastră. Mogoșoaia și Buftea este făcută de generația noastră, din banii de la turnele finale, da? S-au investit și au făcut aceste lucruri. E posibil așa ceva? Mai mult decât atâta. Eu cred că pe ziua evenimentului ăsta, că e foarte aproape stadionul nou de Federația Română de Fotbal, cred că va pleca de acolo. Păi când va sta la el în birou și când va auzi 60.000 de oameni că strigă Hagi, Hagi, Gică Popescu, Stelea, Prunea, păi ăsta face crize. Are o ură atât de viscerală față de noi și mă întorc în timp așa înapoi. Ți-au ce aminte când țipa unul pe scări pe la Federație? Băi, dacă mai prind că îl mai luați de la Hagi de la Academie, ți-aduce aminte, nu? Și numai de la Hagi luați la loturile de juniori. Ți-au ce aminte pe Didi Prodan cum a scos afară din birou și i-a pus un... Că Didi era în Federație, l-a rămas mai departe. I-a pus o masă de lemn cu un scaun și să stea pe hol. Acolo era biroul lui Didi Prodan. El are o ură viscerală față de tot ce înseamnă generația de aur, față de tot ce înseamnă fost jucătorul care a făcut performanța la echipa națională. De ce să faci chestia asta? Nu o înțeleg. S-au dus, nu mai candidează nimeni, nu mai interesează pe nimeni să fie împotriva lui. Bă, dar e posibil așa ceva? Pe bune? Măcar un minim de respect să ai. Pentru că... Da, dar până la urmă, ok, că nu știu, că comercializezi niște tricouri, dar... Era până la urmă un gest de recunoștință față de o națională care oricum a adus cel mai glorios moment și ne-a umplut de asemenea bucurie. Acum discutăm cu Gică Popescu, discutăm cu tine, retrăiesc fiorul acelor momente. Alea sunt niște, au trecut 30 de ani, acele nopți nu le vom putea uita niciodată. Am uitat un milion de lucruri de atunci, dar acele nopți nu le vom putea uita niciodată. Și era un gest de minimă recunoștință față de, pentru ca tabloul să fie complet, da? Echipamentul ăla să semene cu cel pe care l-ați purtat voi atunci, adică să fie echipamentul pe care l-ați purtat voi atunci. E un eveniment atât de frumos și atât de, o să fie atât de frumos și o să fie împreună cu suporterii noștri, încât eu cred că nu merită să mai vorbim de chestiunea asta. E o chestie urâtă. Asta vine din străfundurile, eu știu, unor oameni care n-au nimic în comun cu performanța, cu sportul, cu sufletul, dacă vrei. Asta e o chestie de suflet pe care noi o facem acum. Să fim și noi ultima dată cu suporterii noștri, că mai avem și burți, ne mișcăm mai greu. Am fi vrut să mai facem asemenea evenimente. Există acest sentiment de dor față de generația voastră din partea suporterilor și vedem cât de mulți oameni vor din nou să se întâlnească cu voi acolo pe stadionul național. Pentru mine îți spun ceva chiar... Deci îți spun că n-am cum să fac față la atâtea... Bă, dar din toată țara vin oamenii și au făcut cazări, stau câte 3 zile în București, vin oamenii cu copii, cu familii. I-am zis un prieten, bă, dar că vin cu băieții mei amândoi, că de... Păi câți erau, mă, băieții tăi? Păi unul are 8 și unul 4. Păi și ei ne cunosc pe noi? Păi cum să nu vă cunoască? Că la mine acasă, dacă vedeți, eu am numai poze cu voi și steaguri și... Da. Păcat. Bine, asta este o chestiune care este între noi și el. Care e o chestie reciprocă, vreau să spun, adică și noi îl urâm, pe bune. Pentru că a făcut atât de multe chestii urâte împotriva, punctuale ți le dau. Când l-a pus pe băiatul lui Hagi să care echipamentul, când era la junior, ți-aduce aminte ăla, la Slocova sau cum îl chema? Da. Îl punea să care să-i care costumul în spate. Ce i-a făcut lui Didi Prodan, ce ne-a făcut nouă. La adunarea generală, când a spus lui Lucescu, lui Chivu și lui Lupescu, după ce a câștigat, un fleac v-am ciuruit. Erau la 2 metri de el, la 3 metri de el, 3 oameni imensi și fotbalul românesc. Un fleac v-am... Bine, tupeu de securist, n-ai ținut în brațe de tupeu. Să nu mergem atât de departe. Tupeu mare pentru că îi se permite. Da. Da, e păcat să vedem în continuare această stare, dar cumva, din enumerarea ta, lipsește și aș aduce aminte totuși de acele momente incredibile. Odată, noi organizăm pentru prima oară în istoria noastră pe arena națională meciuri de la turneul final al campionatului european și niște giganți precum Gică Popescu, Gică Hagi sunt trimiși la tribuna a doua să stea, unde sigur oamenii s-au bucurat să stea și ei au stat acolo, dar de fiecare dată când ne uităm la un eveniment, vedem cele mai mari personalități din istoria fotbalului la un asemenea eveniment, acolo la tribuna oficială. Deci a fost absurd să asistăm la așa ceva. Ionuț cu taică-sul meu, Neaculae, Dumnezeu să-i ierte, când ne-a invitat la echipa națională și le-a dat bilete la fanionul de corner jos? Apoi, da. Da. Amândoi, deci ei reprezentând perechea cea mai tare din istoria fotbalului nostru, pentru că amândoi au fost la turnee finale de mondial, așa ceva nu mai găsești în istoria fotbalului. Nu înțelege și eu vorbesc cu toată lumea. Nu, aș aduce aminte și de acel moment în care are loc la București tragerea la sorți pentru turneul final al campionatului european.
Și Gică Hagi, care e un monstru al fotbalului, un monstru sacru al fotbalului mondial, nu este invitat și erau toți barosanii aia, Figo și cu aia întrebau de Gică, dar unde e Gică? Na, da, când te duci... Dar pe aia cu Savicevic, am spus-o? Savicevic este președintele Federației din Muntenegru. Da. Și la masa oficială, când s-a dus la... Când am știut numai Muntenegru în Nations. Da, da, Nations. A dus la masa oficială, cum se duce președintele Federației cu invitații lui și din partea cealaltă Savicevic cu... Da. Și Savicevic când l-a văzut, Burdeanu l-a întrebat, dar Belo? Păi, Belo ce? Păi nu e cu voi aici, că am înțeles că e aici, e la Podgorița, e în oraș. Ba da, dar e în oraș, e cu prietenii. Păi și cum nu l-ai adus aici, la masa oficială? El când merge la mesele oficiale, când mai vorbesc, vorbeam și cu Davor, cu Șucher, vorbeam cu mulți colegi de-aia noștri prieteni. El nu ia pe nimeni din foștii jucători cunoscuți, pentru că dacă te duci acolo, el nu mai vorbește. Savicevic, ce să vorbească cu el? Vorbea cu Belo, că sunt frați. Sau, juca el, la Steaua Roșie. Da, și m-am întâlnit după aceea cu Savicevic și mi-a zis, Florian, incredibil, l-am întrebat, și Belo, eu dacă aș avea unul ca Belo, ca președinte de federație, numai lângă mine l-aș ține. Dar el e disperat. De asta și Ceferin, reacția care a avut-o cu Clovnu, a făcut-o pentru că el a început campania electorală, el își face campania electorală de 2 ani de zile pentru Comitetul Executiv. Dar răspund ceva, n-are nicio bine, șansă. Răzvan Burleanu susține că Ceferin nu s-a referit la el când a folosit acea expresie, un Clov. Hai, care... bune? Dar înregistrările care sunt și care au ajuns pe masa președintelui, cum își face campanie cu celălalt președinți de club, de federație, că el s-au dus și l-au pus lui Ceferin. Ceferin a spus clar, domne, că am primit niște... Mă rog, eu știu despre ce este vorba, pentru că mai am și eu prieten pe acolo și... Da, din punctul meu de vedere, ca extern, e un om mort. Din informațiile care le am eu de acolo. Președinți de asociație s-au dus și a spus Ceferin clar, domne, dar ăștia să face campanie electorală. Totuși el este într-o poziție foarte importantă la Consiliul FIFA acum, pus nu? De către Ceferin. El n-a fost votat. El n-a fost ales acolo. Acolo au terminat 4 din Europa mandatul. Acolo Europa are 8 în Consiliul FIFA. E președintele. E Ceferin și încă 7 președinți. De acolo, el n-a fost ales, a fost numit. Au ieșit 4, au venit alți 4, pe care i-a numit președintele UEFA. Și acum președintele UEFA n-ai vrea să știi ce e la gura lui. Eu m-am întâlnit cu Ceferin la meci la Iugoslavia, la Serbia cu Bulgaria, acum, ultimul meci în preliminar. Da, și am stat de vorbă. Am stat de vorbă cu el și n-ai vrea să știi. Bine, nu pot să dezvolt subiectul, că am avut discuții private. Dar internațional e zero, e mort. Deci tu spui și după ce ai avut această întâlnire cu Alexandra Ceferin, președintele UEFA, că președintele Federației Române de Fotbal are o mare problemă în ceea ce privește, să zicem așa, contextul european, contextul internațional. Cât timp este actuala administrație la UEFA, e zero, nu mai contează. Nici nu se mai răspunde la telefon. Dar el a avut o relație bună cu Ceferin. Dacă nu mă înșel, Răzvan Burleanu l-a și votat pe Ceferin la alegeri. Păi da, pe cine să voteze? Că n-a... Nu, dar zic că inițial l-a sprijinit, au avut o relație bună. Din la partea președintelui, da, a fost o relație bună. Dar are o poreclă care o spune președintele, dar îmi permit să nu o spun. Dar o ok, să... deci zici că Răzvan Burleanu în acest moment a ajuns... Este zero, din momentul ăsta internațional este zero. Sigur că nu poate fi îndepărtat de acolo că are un mandat de 4 ani sau 5 ani. Mă numesc că această poreclă de care ne spui are legătură cu acea formulare pe care a folosit-o de Clov. Nu, i-a spus altceva mai dur. Mai dur de Clov. Mai dur, da. Mai dur. Asta e așa doar o mângâiere. Dar mi-a spus că s-a dus acolo și a încercat să mă scoată și pe mine de pe lista UEFA. Eu nu sunt, eu sunt de gradul federal, treabă cu federația. Știi că lista UEFA o face Federația Română de Fotbal. Pe mine m-au scos atunci când a venit el. Președinte și eu am rămas că a fost jucător. Că am participat la turnee finale și... Mă rog, în fine. Da, da. Da, sunt, iată, noi detalii pe care ni le ofer, care ne arată o relație, cum spui tu, tensionată între actuala Federația Română de Fotbal. Nu este o relație tensionată, ea nu mai există, din punct de vedere. E ceva fără precedent în istoria fotbalului nostru, ca cea mai mare echipă, nu, pentru că și de-a lungul timpului, de exemplu, a fost generația lui Dobrin Lucescu, care era pe atunci cea mai mare echipă a României și... Nu exista totuși această problemă cu Federația Română de Fotbal după ce au trecut ani, adică e ceva ce nu cred că s-a mai întâmplat. Din păcate, asta a plecat din partea unui om care nu are nimic comun cu sportul, nu are nimic comun cu prietenia, nu are de unde să știe aceste lucruri. Totuși, el în mandatul lui, iată, Naționala României se califică la turneul final al campionatului european. Foarte bine, foarte bine și eu cred, am spus-o de la început, noi trebuie să spunem realitatea la oameni, că zice lumea după aia că suntem nebuni. Este meritul lor, nu știu cine i-a învățat, 100% i-a învățat cineva, poate Stoichkiță, mă gândesc, că nu l-au schimbat pe Iordănescu după Nations League.
Pentru că să nu uităm, el avea un contract în care... Care permitea federației să... permitea să-l... Da. Dar cred că meciul cu Bosnia, ultimul meci de atunci, a arătat faptul că Edi Iordănescu lua niște decizii înainte de meci și după meciul ăla dureroase, care nu le lua oricine, îndepărtarea unor jucători. Da? Să nu uităm. Și a creat acest vestiar și aici, că nu l-au îndepărtat pe Edi Iordănescu, este...